Ai spus mai multe rânduri că tinerii nu trebuie să teamă de inteligența artificială. Poți să explici? Da, pentru că inteligența artificială este un fel de... Eu zic păcănele, dai la păcănele, pentru că nu știi ce iese. Este un... În engleză spun un glorified copy-paste machine, adică în român ar însemna un instrument care știe să creeze... să copieze o informație mai veche, să o transforme în ceva nou, să pară că a inventat artă. Dar aia nu este artă. AI nu face artă din mai multe motive. Nu poate crea nimic de la zero ce nu a văzut înainte. Uh-huh. Adică am tot auzit de la unii programatori că vai, creează chestii noi. Nu. Deci nu are creativitatea aia care te define. Nu are creativitate și nu știe ce face. Este ca un fel de maimuță care încearcă să combine niște piese Lego. Tu îi spui, fă-mă o clădire și ea îți face niște piese Lego acolo, dar nu știe ce face. Arată ca o clădire, dar putea să fie orice altceva, putea să fie un stâlp. Nu știe exact care e diferența. E un pic mai complicat. Sunt foarte limitate instrumentele astea AI. Adică, dacă eu îi spun... punem niște spumă la baza unei cascade și nu-mi pune deasupra, o să pună și deasupra. Adică n-ai control pe care l-ai când faci tu de mână ceva în 3D sau în... Bun, deci, nu există cel puțin momentan riscul ca inteligența artificială să ia locul omului. Ne putem ajuta de ea foarte mult, o putem da, din păcate, exploata, nu? Din păcate, cei care sunt cei mai predispuși adică riscului, sunt cei care s-au specializat pe un singur lucru. Dacă de mâine apare o inteligență artificială care poate genera animație foarte bună și o să ajungă oamenii să nu mai cumpere echipamente de captare de mișcare sau chestii de genul ăsta, sau nu mai angajează animatori să facă animație, jobul de animator dispare. Deci tot există un risc de genul ăsta. Probabil în 50 de ani, poate într-o 100 de ani, poate nu o să întâmple niciodată, habar nu am. Poți fi și mult mai repede, de asemenea, pentru că e foarte greu de estimat. Inteligența artificială evoluează foarte mult de la o zi la alta. Nu prea putem ține pasul. În oricare 24 de ore se publică zeci de lucrări, de white papers care sunt revoluționare. Sau... Adică nu mă mai mire nimic în punctul ăsta, dar știu foarte clar că e aici să ne ajute să lucrăm. Dacă vrem să folosim, eu aș prefera să nu folosesc, dar uneori n-am de ales, că n-am timp să fac de eu personal anumite chestii. Și e nevoie de inputul uman, pentru că tot noi luăm decizii. Tot noi, adică, hai să luăm altfel. Inteligența artificială poate să fie limitată de cei care au scos-o pe piață. La modul, tu nu poți să faci genul ăla de imagine niciodată. Da. Un simplu exemplu. Și automat, oricât de tare îi ceri să-ți genereze, nu știu, o persoană de o anumită rasă să facă nu știu ce acțiune, nu o să o facă niciodată. Pentru că e cenzură.